Bună ziua! Mergem la doamna Angela din Grădiște. Avem un plan foarte mare. Are să ne dea mărar. Vă face să nu mai o să vă de mărar, că până ajungem la ea e noapte. Deci noi avem plăcere mare să mergem la ei. Ne simțim ca la familia noastră. Uite, acum trebuia să mă duc la ora 6 la biserică. Și la soacră. Acum joia e biserică la noi, dar acolo Grădiște. Aș putea să fac să vă las pe voi acolo și eu să mă duc la adunare. Dar atunci nu cred că e atâta de ok. Ne place să mergem la doamna Angela și la doamna Florica. Mai vorbim, mai ne vorbim, mai primim și mărar și țară de păfrușări. Mamă, să nu putea să merg pe bancă de cutele. Trebuia să mergem ieri, ea cred că ieri s-a pregătit pentru noi să mergem, dar mami cum nu s-a simțit bine, am lăsat pe astăzi. Și astăzi trebuia, de fapt, să mă duc la Sofronia, dar la Sofronia o să mă duc. Uite cum e părășul, mai am pus. Crezut că trece părășul. Am lăsat la Sofronia pe sâmbătă. Mâine vine Carmen la noi. Astăzi trebuie să pregătim ceva. O să stăm o oră, două ore la doamna Angela și atunci când venim, nu știu când o să ne culcăm noi astăzi. Dar nu e mare lucru, nu? Cum ai spus tu? Nu. În timp ce se face blatul. Faci crema. Poți să faci crema înaintea lui blat. Uite ce cireș micuț și face și el. Da, cireș. Anul trecut am mâncat aici cireșe. Serios? Aha. Am dus pe Cosmin aici la notar. Anul trecut, mai ți-am minte, Angie? Asta vară. Și avea cireșe și-a mâncat. O luate, când da mașini că trece pe aici. Bune să. Auzi, poluate ca nepoluate, dar căpșunii ce ai luat tu, ăia mari, frumoși, erau, nu era o căpșună, avea trei capete cumva, se vedea pe ele că-s mutanți, că-s modificate genetic. O lua mami și eu zic, mamă, ce faini căpșuni. Ei au fost rău, la Natalia a făcut diare și nici mie nu m-a fost bine. Da, eu am mâncat 6 bucăți, 3 am spălat, că m-am gândit numai atât am mânc. Și mai au fost 3 moi așa și am zis, nu, nu le las eu aici. Stai, mă, și spălat nu le-ai mai spălat? Nu mai le-am spălat. Bine. Mă cert cu tine când te văd că mânci nespălate. E bine, nu să mânci nespălate. Of, of, of. Asta este și alta nu este. Dar casa asta aici cu iedere, atâta mă place. Wow, ce frumoasă! Asta, uite aici, zici că e palat. Da, e palat. Vezi că ai mașini, nu te uita pe ea. Eu m-am uitat pe... Ar trebui să le filmez, uite aici, ce mândreață de casă. Azi mâine fac ce m-a zis domnul de la piață. Vin și vă filmez clădirile frumoase până arată. Doamna de care am, nu care am vorbit, la care am fost în vizită, care e bolnavă, vă îndemn, dacă doriți, să vă rugați pentru ea, ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Nu, iubita mea, Carmen vine mâine la noi. Nu, dar vine ea la noi și stă la noi. Mâine, noi dacă mâine. Mergem la noi, stăm o oră, două, trei și vinim măcar. Dar dacă ea vine la noi,
Stă vreo 2-3 zile. Cât stă la noi, că nu am. Nici n-am întrebat. Am fost mulțumită. Și îi face nani la noi și îi spune: noapte bună, Carmen. Ok? Nu-i mai bine așa? Revin la discuția mea. Vă îndemn să vă rugați pentru ea ca Dumnezeu să-i dea sănătate de plină și să vină acasă pe pace. Să se atingă de ea. Eu i-am spus, dacă Dumnezeu îi dă sănătate și o să fie bine, vrem să avem o părtășie frumoasă cu ei, vrem să-i adoptăm în familia noastră, să vină la noi, să-i căutăm. Și chiar dacă o fi altcumva, tot vrem să facem asta, fiindcă cred eu că Dumnezeu nu lasă nimic de lucruri așa mari, nu le lasă la voia întâmplării, ci le plănuie ca să fie ceva frumos. Și dacă Domnul ne-a pus pe inima să mergem să-i vizităm, să vedem situația lor și să vorbim cu ei, atunci eu cred că e bine să totul hotărât de să fructificăm, să înaintăm cumva în lucrul ăsta, în lucrarea asta care ne-a dat Dumnezeu în mâna noastră, și orice o fi, noi vrem să ne implicăm cu familia noastră în nu știu să mă exprim, dar nu bine, în susținerea emoțională, așa, susținerea emoțională. Și nu numai. Acum trebuie să mă concentrez. Că, Doamne, mă întrecut. Da, și ce are, Doamne? Nu e normal așa. Da, ce? Și... eu glumez, Babi, imediat să agită. Cunosc Marfa. Cred că m-ați înțeles ce am să spun. Mamă, ce nori. Un telefon să vede mai amenințător decât așa. Acum am avut un telefon cine e. Sunt. Nu bine. Asta vreau să vă rog, să vă rugați pentru doamna Aurelia, să o susținem în rugăciune ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Doamna asta are credință Dumnezeu că o poate vindeca. Da, astăzi am văzut asta. Și știu că Dumnezeu lucră minunat. Așa m-a plăcut când a spus, când ies din spital și mă duc acasă, să-i ajute Dumnezeu. Orice o fi, să ținem cu noi legătura, familia și noi sunăm. Aș vrea să am și numărul de telefon. Sau tu, Angie, să ai legătură cu fata ei? Nu ai numărul? Nu, nu am numărul, doamna Aurelia. Da. Și duminică avem dimineața și seara.
noi punem acum pe pauză și o să filmăm la doamna Angela. Vreau numai să arăt aici când s-a consumat. Deci nu știu câte am mâncat. Vreo 4 bucăți. Da, și de aici și de acolo. Eu am acasă. Eu știu, dar aici e la doamna Angela. Nu, mă refer că am așa o biscuiți multe. Dacă le faci acasă, nu mănc. Nu, că nu mănc. Ai văzut că am mâncat și ecler, am mâncat și foi cu napolitane. Dacă scoți aia din frigider cu nucă și cu mac, o să mâncă și aia. Aia scot când vine Carmen. Aia, da. Aha. Eventual pun eu la pachet. Nu, să nu mai mânc și de pe aia. Că eu numai fierea asta mă ține să nu mânc, că aș mânca de toate. Da. Am stat, am povestit până acum. O și plouat un pic, o dat grădina, o trecut un nor, că nu o ținut mult, dacă o ținut 10 minute. Mergem să vedem cum a crescut fasolea. E tare curios. Natalia a pus babele. Deci mai mult îți place cu rahat și cu stafide. Cu brânză, Natalia, mergem să vedem în grădină fasolea cum a crescut acolo, care ai pus-o tu. Mergem să vedem cum a crescut. Care ai pus-o tu? Lasă-mi, nu știu când o fi aia, o să fac eu. Îmi place cu caș dulce de oaie. Mami a pus fasole. Și așa mai grăsuț, știi? Din aia păstăi galbene, din alea late. Din asta. Da, am văzut că s-o întins așa vrej, adică vrej. Ce? Aia care ai pus-o tu, mai ți-a minte? Fasolea aia galbenă. Am pus-o și pe aia, ce ai zis că ai vrut să dai la o doamnă. Am pus-o și pe aia. Aha. Să vedem dacă se face. Da. Aia știu deci că s-o întins ca via. Am pus păpar. Și era așa de două degete de late și așa mare. Uite așa. Creștea. Și am pus-o și eu la mine la flori, îți dai seama, acolo lângă perete. Da, pe perete. Și a ajuns și mama ei, care stă la țară, să ducă și ea de ofertură de la mine. Acum. N-ai trimis și la mine, dacă nu mă știu. No. Ce fost? Nu, n-ai stau făcut. Nu, m-am pus flori, că o distrus câine acolo tot și acum m-am făcut iară să fie. No, hai să mergem afară, să vedem. Hai să vedem. Văd că încă mai... mișgură puțin, adică plouă, așa, fin. Așa se spune la noi, mișgură. Nu fi atent. Asta ce-am pus noi? Extraordinar ce mare a crescut. Asta am pus-o noi, Natalia. Ce fain. Să ai grădină și să pui sămânță în pământ și să vezi cum crește. Ce fain! Da, da. Se face frumos. Deci asta e fasolea. Asta e fasolea. Extraordinar. Dar văd că e, sau așa trebuie să fie frunzele. Asta e mâncat aici sau? Un pic. A căzut ceva pe... Bă, că și mărarul a răsărit printre. Da, 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 da. Da, tot am așteptat. Uite aici cât mărar. Acolo, da. Da. Uite ce faine sunt roșiile. Da, păi am făcut sans între ele să le putem uda. Uh-huh. Și mărarul dintre ele l-am pus în congelator și ăsta l-am lăsat să vi-l aduc cu ea. Ok. Dacă zici că n-ai loc, vi-l pun eu. Ce, la congelator? Să mai găsește pentru atâta. Dar nu știu. Tot asta pentru noi? Tot puteți, că m-am pus ce fasoluri. Ok, nu știu dacă uiți atâta loc. Mami, ce faci acolo? Poate te decapotezi. Fac eu siropul ăla de mente care... M-a spus Sabina. Dar nu-ți bune, mami, acum auzi. Natalia, hai să vezi. Uite-te, iubita. Asta am pus, ai pus tu în pământ. Da, da, uite, vezi? Pune cluga la ea pe cap, Dacian. Trebuie să punem, tata.
plouă puțin. Asta e pus tu în pământ. Și uite, au crescut. Nu, nu călca. Nu călca că îi ud pământul. Și acum trebuie să mai crească. Și atunci ce face fasole? Fântâna. Uite, Natalia, astea o să fie roșii. Aici sunt cartofi. Cartofi. Asta e salată. Căpșune. Da, mami, căpșune, dar nu te băga acolo. Unde te lovi cu capul? Ăștia-s cartofi, nu? Da, da. Când le scoateți afară, ne chemați și pe noi să vă ajutăm. Să nu. Să mai înveți și operațiunea. Cu drag venim și vă ajutăm. De cum? De ce crezi că am lăsat asta mai frumoasă? Ui, ce faină salata. Foarte frumos. Da, iubită, da. Hai până în spate să vedem acolo ce mai este. Uite, asta e ceapă sau usturoi. Una din două. Ceapă. Și aici ceapă. Da. Ceapă. Aici sunt căpșuni. Asta e pătrunjel sau morcov, nu știu. Da. Ia pe furnă să vedem. Da. Ce-i? Pentru săr. Ha? Pătrunjel? Da. Ai dreptate, pătrunjel. Ce fain miroasă. Ăla-i mărar, ăla s-a prins sos. Mărar, mă. Da. Ce fain miroasă. Da. De ce o pus așa? Ca să pună apă, cred. Nu? Să pune apă și atunci merge pe șanț și udă plantele. E bine cuvântare. E drag. E drag. Da. Hai să plecăm pe aici. Unde vrei să mergi? Dar mai ies mai departe. N-ai unde să mergi. Ce s-a astea? Asta chiar nu am habar ce sunt. Da, da, da. Da. Ce s-a astea? Iar tei. Sămânță de varză. Ha. Aceea am zis. Cum? Nu știu ce. Nu! Până ai văzut varza. Varza aia mică care ne-o dat, știi? Varzuță. Dar varza crește ca salata, ceva de genul. Atâta știi. Nu știu ce varza e asta. Pe unde e varza? Varza aici, așa. Asta e salată. Dar unde se face aici varza? Asta e sămânța de varză. Deci sămânța? Varza rotundă, ai pus-o da. În pământ și ea se dezbracă de frunzele alea și dă mijlocul, dă inflorescența asta, care okay. Dă semințe. Aici o să fie semințe, vezi, în păstăile alea. Sămânță de varză. No, destulă-i. În păstăile astea. Asta să vezi. Ok. Așa, nu, asta am văzut pentru prima dată. Chiar nu am avut habar. Ce tati? Și asta? Nici asta nu știu ce e. Fii atent, Natalia, cum stă apa, uite-te. Stai. Lasă-ți arate, tati. Apă, și fii atentă. Vezi? Și uite-te, frunza a rămas uscată. Tati, uite. Ca lotusul. Vezi? Uite. Uite, wow! Tati, mai este! Hai să vezi!
Am avut nectarin sau uscat. Tot am cumpărat ăsta. Uite, am primit de la cineva, aia a fost foarte. Ăsta ce-o fi? Ăsta de aici. Asta e lobodă. Lobodă? Da. Nu. Ah, da. Da, mă duc mai departe. Unde trebuie să-mi plecăm? Uite, Natalia, ce fain! Uite, iubita mea, aici o fi smeură! Numai încă e verde, vezi? Mai. Oare s-ar face în ghiveci smeura? Nu știu. Dacă vrei, eu stau. La toamnă. Uite, Natalia. Mai este apă. E micuța asta. Să spală, tati, dacă vrei. Nu e micuță. Nu vrei? Uite că iasă soarele. Nu vreau să merg la soare. Natalia. Uite de aici să-ți fac o poză. Hai uitați-vă aici să vă fac o poză, că îmi place aici. Așa ești mare, că e așa bună, că e cam tare. Mie m-a fost drag de așa. Doamna Angela. Asta când fac ciocă. Hai uitați-vă un pic aici. Așa. Super, am făcut o poză. Asta ne fac. Gata, nu mai. Deci asta ori la mâncare, ori la ciocă. La ciocă. Unde vrei să mergi? Nu stai acum, că nu poți. Da, pe tine să nu hai da. Așa se face, că pe tine cade bambă. Nu pot să savurez un plant aici. Nu mă auzi, rolul de toamnă, uite că nu... Ce ai, Angi? Nu mai, hai da, nu mai. Nimic, nu-i niciun bai. Angi, tace și după aia când pornește, nu mai s-o prăiește. Așa savuram, uitam așa pe grădină, uite ce fain e așa. Și în continuu, hai da, hai să mergem. Nu, eu spus la nana Florica să nu mai stea atâta plecată. Okay. Caut la Natalia o căpșună. Mai aveți? Nu știu. Da, mai avem. Mai avem. Asta nu mai, că mai avem, mai avem. Mami, mai ai pătrunjel? Are. Da, mai avem, știu că mai avem acasă. Auzi. Mai avem pătrunjel. Când o ai. Când vii la adunare. Da. Să trec pe aici? Da. Ok. Numai cât va fi. Da, da. 2 minute. Și să ieși gata. Ok. Nu mă duc, tu cum crezi cu pătrunjel, uite, vezi? Da, e mare. Aia asta, e de anul trecut, tu faci să mânce. Ce? Pătrunjel. Pătrunjel? Nu. Lasă că merge Angi, lasă că merge Angi. Lasă că tot e inainte. Nu poate, tati, că am căpșun în mână. Hai să îți spăl căpșunul, să mă scăp. Natalia, nu mai fugi ca luneci, că e umed. Hai, vine aici, dă-i la apă. Să-ți spăl căpșuna, că am ținut-o în mână pentru tine. Nu. Păi cum să-ți... Dar nu pot. Ți-am spus să le lași înăuntru. Dar nu le las. Asta e scap. Nu, hai. Vezi că poți. Nu. Stai, fii. Acum.
De aia pompă. Mai! Mai! Lasă baltă. Da. Ai mâncat-o cu tot cu frânză, deșteaptă, aruncă frânză afară. Ai mâncat și frunza? Nu am mâncat și frunza. Ok. Hai, hai, intră. Stă. Da. Asta iară pleacă. Eu sau tu, că tot e nu țângă treapta. Nu mai ai pace. Ce? Fă așa. Nu mai văd. No, trebuie să aruncăm Adidas și ăștia, le aruncăm, așa-i? Nu le aruncăm. Merg desculț acasă. Fă așa, Natalia, uite-te. Lasă că te curățăm. Hai să-ți fac o poză. Hei! Super. Angi. Spune să nu se mai chinui atâta. Lasă că e destul pătrunjel, nu mai sta atâta cu capul în jos. Da, îl alegem noi. E tot iud. Acolo, mai încoace. După acolo, acolo. Așa, așa se șterge. Mai ia. Nu mai gata. E bine că l-am spălat mașina și urmează să spăl. Da, văd, ce frumos. Da, exact. Ștergi-te și aici, că mi-ai curat. Îți spun adevărul. Când beau ceai, când s-a crește la mine stomacul. Da, asta le-au. Da, mirasă mentă. Ce fain. Mami, mirasă mentă. Să nu mai merg pământ. Mami, mirasă mentă. Iar vrei să cazi? Nu. Mentă, hai, da. Ai reușit să culegi? Culeți-o. Aici e a mea. Aici ce e a tău? Asta e apă de ploaie? Uite, Natalia, gândac! Ți-l aduc? Uite, Dacian, să ce ți-arăt eu ție. Aici... Să pune floare? Nu, lasă că spun și cine vede găleată. Acum se bucură. Să pune așa un lighean. Da. Și aici puneai săpuniera cu săpunul și aici te spălai pe mâini și pe față. Înainte. Să intri în casă de îngrădina. Și-o dăm la fervec, dar zice, maica mea, lasă că-l vopsesc. Deci asta era baia noastră, cum să zice, cine serios? N-avea baie la țară. Aici puneai ligheanul, deci ai înțeles. Am înțeles. Și aici sturnai apă și aici te spălai pe mâini și pe față. Da. Eu am crezut că să pune un ghiveș de flori acolo. No. Parcă acum văd mai ales bărbații când se spălau și își făceau așa pe gât și pe urechi. Da. Și asta nu vreau trăi și da. Face cu liniște. Da. Apa ne-am spălat la da. Lugheam. Asta era, uite, culoarea asta sau punea, făcea alb. Deci așa cum îți plăcea să faci. Da. De ce faci să pas la lumină? Interesant, deci, n-am văzut. Dar și anii și-o cunoaște așa ceva. Dar de unde, mami? Da, nu știe Daci. Dar eu am prins. Eu am prins.
așa ceva. Exact. Unde e câinele? E la cușcă. Da. Hai să văd. Aha, îi văd. Adă, nu e el, câmp acolo. Unde e Lucky? E aici. Lucky. E un pic umed. Și ureche muzicală are fata mea. La perfect cântă melodia aia. Da. Uite aici, mă lipsește. Da, oameni buni ce-am primit. Mă păcat că nu știu cum o cheamă. Asta e Truda, nu n-a înflorită. Asta e Truda ei. Da, a, nu de... mai mâncați voi dacă vă vreau. Nu mai mâncați voi dacă vă vreau. Ne aducem aminte la dumneavoastră, da. Să nu crezi. Da. Da. O vreau să vă aduc. O să ne amintim cu drag. Telefonul meu unde e? Ala mea voie. Uite, și-am primit și o floare de la Angela. Da. Ce fain. E din aia cum avem și noi, parcă. Wow. Ce fain miroasă. Ce parfum are. Da. Ia cânt acum. Da, o peretă. Cred că aici ar trebui să-l pun. Ăsta e ce? Cimbru. Și îl pune în grădină? Da. Sau în grădină. Să știi că o prins paradăicile dumitale, care ai dat alea micuță la Angie. Da, așa mare. Unde ai pus? Acolo, Angie, veci un geamul. Nu știu. Să fac ele. Da. Parcă și aerul e altfel aici. Da, după ploaie. Nu. La noi atâta mașini, atâta... Nu, uite și... Aerul se simte așa de la ploaie, știi, mirosul de ploaie. Noi am uitat să aducem cozonac. Eu am avut treburile mele cu cursul de video. Da. Ce-s astea? Nu știu. Astea-s flori din alea, cum le cheamă? Ce? Da, mamă. Cum se cheamă florile astea care le-ai pus? Cu cimăresă. Astea-s flori. Uite, Leandro a făcut floare, Natalia. Uite. Și o să fac aici. Da. Are ureche muzicală, fata mea. Da, da. Da, să știi. Și pui ăștia de cumpărat. Da. Dă un crocot și țipată. Crocot bun. Crocot bun. Da. Eu chiar ofer. Acu-i telefonul vostru? Nu. Alo, doamna Angela. Da, știi ceva? Eu vă las că mai... Dar acum face Angie tortă. Nu. Ok, acum. Da. Da, bun. Exact. Mergem acasă. Noi vă mulțumim pentru bine am făcut dacă am făcut. Ai luat toate pungile? Da, toate. Da. Și unde le pui, mami? Ce? Pungile astea cu pătrunjel. În frigider și le face. Dar să știi că stă foarte bine, da, foarte mult. Spanacul faci. A, și spanac. Lata o faci. Nu, că e multă, nu poate. Dragii mei, să nu cadă apă. Auzi, Angela, când mă duc acasă să mă aștept Dumnezeu să nu uit mâine să arăt, că încă mai am o pungă de pătrunjel și ca cât mi l-ai dat. Da, e proaspăt, da. Da. Dar e la zero, e la zero grade acolo. O, păi o fac toată. O fac toată, că noi suntem mulți. Da. Da, ce crezi? Ce? Sărata. O fac toată. Uite ce face aia. Aia creanță să nu faci. Aia trebuie să o faci. Ciorbă de salată. M-a pus acum. M-a comis eu acum cu criză de fere. Numai ciorbă de salată. Cu afumătură. Pui în frigider așa cu pungă. Nu mai mânca afumături. Nu, dar eu nu mânc. Îți bune, Nana Florica. Îți bune la chinită.
toți. Exact. Dar vedeți să te zoace mâncărul, că nu fac grele, dar tăi, uite că mai ne lovește. Da. Cu poză la florile celele mele, o, ce drăguțe sunt. Nu vrei pui de nu, de păcălere. Avem acasă. N-ai văzut acolo la mine ala? Plin. Plin și tot așa soi de ăsta. Roz, nu vrei? Nu. Ai roz. Care? Floarea asta? Da. Nu știu. Leandru am văzut cum florit. Leandru, nu vrei pui. Dar totdeauna face pureci la mine, nu știu de ce face iarna, nu vara. Nu avem loc răcoros iarna, numai înăuntru unde e cald și atunci primește boale. Decembrie trece cu bine, dar când e ianuarie, februarie, câtă primăvară face deja păduri. Da. Uite, mof, ce frumos e. Am. Ai mof? Am de toate, lasă-mă în pace. Uite, roz, ce roz. Pare. Da, foarte fai. Când mai veniți la noi? Eveniment frumos. Când o fi? Cam uitat. Iunie? 8 iunie? Frumos. Da, puteți să vin și înainte. Să folosiți sănătoși și bucuroși. Dumnezeu să vă mulțumesc. Amin. Să-i dea Dumnezeu noroc la nepoata dumitare și la fata ta. Să fiți sănătoși, să ajungeți. Nu-i căcătia. A făcut ca și cocoșul. Da. Și dar mai... Natalia a făcut ca cocoșul. Că eu nu m-am adus. Nu m-am gândit că ajung atâta. Dar aia cam ajuns. Ține aici, Daci. Lasă că vii la nuntă la Natalia. Eu cum am fost acasă, așa am venit. Dar nu știu dacă nu m-a filmat acum. Acolo da. Mi-e locul pregătit. Dar nu știi. Mi-e locul pregătit. Nu știi. Dar știu că mi stă mai sclavă și știu eu că vine sfârșitul. Ascultă-mă, dar cel puțin acum, știu că nu zic bine, dar cel puțin mor liniștită, că știi că fata dumneavoastră e bine, nepoata e bine și mor liniștită. Împlinită. Că, împlinită. E așa sau nu? Mulțumesc la tatăl Alduhitu, exact. Că m-a dat două fătuță cu mine. Să trăiască. Și m-a dat și de ea cealaltă de tece. Că aș fi o binecuvântat Dumnezeu. Aș fi să mă gospodăresc. Te-ai sculat de dimineață? M-am sculat de dimineață și m-am culcat târziu. Exact. Așa-i? Zice de la grădiniță șefa bucătăreasă, ce nu are asta? Da, dar asta s-a dus acasă sâmbăta și nu pe vreme nici să stea un strop. Că a lucrat și acasă și a lucrat și aici. Și aici ne-a băgat administratora în cămară, nu numai pe mine, mai pe multe ne-a băgat din grădiniță. Și când a fost a doua oară, o să stai Florica, vii și faci cămara, așa cum dumneata știi. Și numai pe mine m-a dus. Așa, așa țărană proastă, da, da, cum da. Am fost eu. N-ați fost proastă. Auzi? Dar dumneata n-ai știut să stai pe telefon. Da, nu. E, când toată ziua numai stai acolo și ea că așa toată ziua. N-am avut telefon. Și dacă ai fi avut, nu l-ai fi băgat în seamă. Nici eu nu-l bag. Nu l-ai fi băgat în seamă. Am avut telefon, am avut de celălalt de care e tătul da, meu. Eu am avut, da. Da. Da, este acum, am zis, mie nu-mi trebuie. Mi-a venit acum în gând o poezie care am învățat în clasa a doua. Care ar caracteriza pe nana Florica foarte bine. O furnică? O furnică duce în spate. Un grăunte jumătate. Încotro fusărioară. Ia mă duc și eu la moară. Și zgrăbită și zgrăbită, că mi-e casa neîngrijită. Și mi-e surufele la soare și copiii îmi cer mâncare. Păi nu-i așa. Ușuroi nu e timp pentru zăbavă. Că de n-am fi de ispravă. Vai și amar de noi. Așa Otilia e, căitoreasă și spălătoreasă și de toate felurile. De tete am fost în viață. Ajunge la picior și mă doare. Ce ajunge? Rece. Auzi, că
crede-mă că niciodată n-am avut timp. Și zicea păi să văd dacă merge până, până acolo. Ai noroc că ești repede. Că dacă n-ai fi ar da lucru peste capul tău. Crede-mă, așa zicea soacră-mă. Natalia. Da. Hai acheile, doamne. Am avut trei copii, dar într-adevăr ei nu știu ceva că nu-i sau că nu-i mâncare la timp sau că li foame. Da, da, toate cheile. Am avut-o numai pe ea. Mai vreau să spun că a venit colectivul cu mine. No, la colectiv vine remorca după tine dimineața. Da. Circulai de dimineața și te duceai până când vineai de la Holder. Când vineam de la Holder, descuiem ușa la uliță pe ea, o lăsam la niște câini acolo, a doua acasă. Da. Ori fost oameni bătrâni și ori fost acasă și Doamne, iartă-i acolo în ghez că aveau grijă de ea. Nu mă puteam eu duce la lucru, că altcum nu mă puteam. Da, da. Nu mă puteam, că mi-o să duce. Și descuiam ușa și țipam straița și sapa în curce și tăte fugeau în calea mea. Porcii cuițau, pui, găsii, tăte vineau în calea mea să le dau să mânce. Mâncau mai cu poftă. Nu mă duceam, nu mă băgam în curce. Închideam ușa și fugeam să văd de ea. Da, da, da. Câteodată vine cu mine, câteodată nu. Da. Auzi, și aici în Arad, eu am avut porci și aveam și găini și gâște și rațe și de toate. Și așa cum zici dumneata când vineam, de unde vineam, acasă, numai mâna pe cleanța de la ușă când puneam pe mânet, deja porcii mă auzau și purcei. Da. Sperau că zic, ei mâncau de trei ori pe zi. Vezi, de acolo știu eu să fac așa când mi-e foame. Și atunci toți erau flămâși. Da. Și cred că și tati. Așa. Atunci așa a fost că da. Nu a fost că nu să ai mașină și așa. Da. Atunci umblai mai mult pe jos decât pe sus. E, păi da. Așa. Dar nu a fost stresul care e acum. Nu a fost atâta necaz cum e și, acum. Și dacă, să vă spun, avem cal și coșe și tece și merem la lucru. Și merei mai mulți la o la altă. Era coșa plină. Da. Când vineai seara, crede-mă că vineam tăți cântând. Voioasă, cum se zice. Și voioși. Da. Da. Nu că acum să țin corzi unul cât altul. Exact. Da. Atunci, și pe Holda când erai, vorbeai, râdeai, tu săpai acolo treaba ta, dar ăștia erau pe lângă tine, râdeau, glumeau, povesteau, nici nu știu cum o trecut ziua. Dar săpa toată lumea. Da. Și când te puneai stică, dormeai și hodinele, te dau una. Te puneai acolo jos și puneai glume. Da. Mai frigeai o clisă, mai mâncai. Da. La capăt de Holder. Da. No, da. Bun. Bunica mi-a ducea pietri sau ce avea și punea ăla acolo și făcea mâncare. Mâncare făcea, o zamă de crun cu un pic de clisă, cu ceva. De acolo știe mami să taie în mână ceapă. În câmp n-ai mai avut lemn sau tăcător. Da. Și crede-mă că făceau mâncare acolo și mâncau. Doamne bună! Da. Ei aveau vie, aveau pământ, n-am cuvinte, până și pădure aveau. Da. Bine, nu pădure mult, acolo, în capăt de pădure. Dar avea și pădure, ei nu cumpărau lemn. Da. A fost lumea mai de mult, cu astea s-au ocupat. Da, da. Aia o țiră de pământ, da. Sau de pe... Da. În ce trăi. Și aveau vaci cu lapte, câte două, trei, numai pentru copiii lor. Da. Până și stupi de albini avea ca să aibă mere de albini pentru copiilor. Și de toate. Așa a fost. Da, aveau de toate. De toate a fost. Da. Nu bine vă lăsăm. Mai bine cam o și, cum să spun, toate au fost. Fii serioasă, să nu rup de acolo. Nu vreau pui. Nu. Dă-i acum dacă ai vrut să rup. Nu, lasă acolo să fie frumos. Lasă-mi să fie la nuntă, faină. Ah, da. Nu mai fă nimic. Gata, nu mai... Ea te vrea să-mi dea și eu știu că pentru nuntă să fie frumos aici. Cum să-mi dai tu? Când dar și eu am. La toamnă. La primăvară. Exact. Așa. Nu, merg. Nu mai stau că e prea mult.
Nu uite mult. Lasă-l acolo. Nu, lasă-l. Știu că se scutură. Știu că se scutură. Da. Se scutură, dar și ea de suc. Trandafirii ăștia? Mhm. Și se scutură. Și cum să facem suc din ei? Se pune, nu știu, cum apă și se lasă... Petalele în apă? Da. Păseamnă se pune zahăr, nu știu, că eu n-am făcut. Ok. Angie, documentează-te și facem o rețetă. Pun cu sare de lămâie și îl duce și cu îmbulcitorul cu zahăr. Sau cu lămâie. Chiar lămâie. Deci așa... Da, în apă. Deci eu pe astea, petalele le pun în apă, le desfaci, și pun sare de lămâie sau lămâie, zahăr. Dacă ai lămâie. Așa. Și zahăr, să vezi ce fain. Și... Deci eu am avut așa la mine, interesant. Când am... Când am cumpărat prima casă, am avut... Dar nu-ți dăm toți trandafirii să face. Miroase, să vezi. Miroase ca să pun ăla de trandafiri. Deci are un miros. Exact ca să pun ăla de trandafiri. Da, are un miros tare. Ei, dar uite că asta nu miroase așa. Are un miros. E udă și e udă de la ploaie. Nu, hai miroase aici. Vezi? Asta miroase. Hai, nu mai reținat, eu te-am adus. Da, nu, bai, că noi astăzi... Dumnezeu să vă rupă cuvintele, să vă dea sănătate, viață lungă și frumoasă. La toată lumea și dumneavoastră. Amin. Vă mai așteptăm la cireșe, la cules de fasole. Vinim noi și mai repede de atât. Nu mai am pătrunjel, nu mai am mărar. Eu fac pachet și... Asta ce mai dat, acum l-am până la Crăciun. Dar cât pun eu în fir numai? Apoi eu știu, zic și eu. No, acum vă lăsăm, nu mai stau. Domnul să vă poarte de grijă și Dumnezeu să vă ajute și să vă iese cu bine nunta. Să fie... Să fie să important vă... e că o găsi pe cine trebuie. Aia, da. Că iasă, că nu iasă. Important da, e să fie ei fericiți. Să vă îmbucurați de nunta noastră. Cum m-am bucurat și eu, că și eu am avut nuntă la copiii. Doamne, ajută la toată lumea. Da. Nu, bine vă lăsăm. Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru ospitalitatea dumneavoastră. Da, mă duc acasă sătul. Am mâncat și salam cu biscuiți. De biscuiți. Salam de biscuiți. Salam de biscuiți. Și... Asta, dar oricum e salam cu biscuiți. Trebuie să încerc. Asta e o noutate. Pogăcele cu jumăr, foarte fain au fost. Da, e calde. Da, îmi închipui. Foarte moior fost astăzi, a doua zi. Și ieri a fost mai fain. Asta este. Da, bine. Să bată nu te mai bună. Astea, nu avem ce face. Să rămână. Să mai întâmplă. Dumnezeu să fie cu dumneata. Ai venit cu noi. Da, ai venit. Când a fost ultima dată? În 3 săptămâni. Cred că mai mult. Când am pus fasolea? Ei, vreo 3 săptămâni. Cam așa. Da. O lună. Eu cred că o lună. Nu. Cam așa. Nu merge. Nu merge. Veniți când e făcută fasolea și o culeasă. Rămâneți cu bine. Nu mă s-o duceți. N-au bun. Trebuie să vin eu cu ala cu fasole verde, să vedeți ce faină fac eu. Sau facem... Dar vine la noi. Vine la... Facem aici, sau eu știu. Vine la noi acasă, vin după ele. Da. Mai bine să rămână. Nu știm să mulțumim. Da, așa e, da. Asta e. Da, de multe ori nu, nici nu mulțumim pentru ce ne dă Dumnezeu. Că nu ne dăm seama. Dumnezeu ne dă de trece. Așa e. Suntem oameni. Nu chiar firești. Trebuie să mulțumim în fiecare zi la Dumnezeu că ne deschide ochii de dimineață și că mergem la culcare în pace noaptea. No, bun, să rămână. Tati? Dacă leg după mașină.
La revedere, Domnul să vă binecuvinteze. Mi-așa de dor.